al doilea la naționalele Chinei, niciodată prezent la Four Continents. Alegerea antrenorului său, Zhong Hyun-yu, s-a îndreptat către muzica din două superbe spectacole ale companiei de circ contemporan Cirque du Soleil. În prima parte o să ascultăm muzica din Dralion, iar în partea a doua, câteva fragmente muzicale din spectacolul Varecai. Triplu axel cu dublu tulup. Triplu luț. Triplu flip, aterizările destul de forțate. Sarkov cu mâna jos, combinația cu dublu tulup. Foarte multă tăiere de gheață clasică, fără pași sau întoarceri. Triplu axel, al doilea triplu axel căzut. Dublu axel.
cel mai tânăr participant la Four Continents. De-abia a împlinit 16 ani. Jim Seo Kim, vicecampionul Coreei de Sud. Mai are de învățat, mai ales la interpretare, la tranziție. Am văzut cât a alergat după sărituri. La nivel tehnic sare, dar sare are un stil de sărituri gen Filip Candeloro acum 20 și ceva de ani. Toate aterizate în față, forțate, cu foarte multă zăpadă ieșită din gheață din cauza vârfului. Interesant, băgat foarte adânc în gheață. Atacul pe care îl are la fiecare, da, săritură. Vezi aici, uite, și